Creșterea diferențiată a salariului minim din decembrie înseamnă costuri mai mari cu forța de muncă pentru firme, iar asta se va reflecta cel mai bine în prețuri mai mari la raft. Absolut orice cost suplimentar apare în preț, se adaugă și celelalte scumpiri. Ce rezultă din asta? O mică creștere a inflației, iar inflația, îmi pare rău, să duce în buzunarul consumatorului. Cu orice creștere a salariului minim pe economie, cresc taxele și amenziile. Va fi un haos. Estimările reprezentanților din industria alimentară arată că până la sfârșitul anului vom plăti mai mult cu 10% pentru ouă, brânză și lapte. De asemenea, pâinea va fi mai scumpă cu 20%, iar prețul unui kilogram de carne de porc va fi cu până la 6% mai mare de Crăciun. Unele produse vor fi mai scumpe chiar din această lună din cauza majorării tarifelor la electricitate și gaze naturale, dar și al costurilor cu materia primă și forța de muncă. Această majorare salarială și ceea ce spun este părerea mea, este făcută pentru a crește încasările la bugetul de stat. Dar sistemul am nevoie de bani, iau de la tine. Foarte multe firme vor accentua plata salariilor la negru. Asta e viața, sau unele vor închide. Cheltuielile companiilor și implicit valul de scumpire au fost declanșate și de scumpirea combustibililor. Față de septembrie, un plin de benzină este cu 2,5 lei mai mult, iar un plin de motorină este mai scump cu 6 lei. Scumpirile nu se justifică, spun specialiștii. De la începutul lunii, prețul barilului de petrol este în scădere. Însă, chiar și așa spun ei, în benzinării vom vedea în curând prețuri de peste 7 lei la pompă.